Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Salutul Bisericii din Bosanci pentru Biserica Speranța din Linț este din Iuda, versetul 20 și versetul 21. Aș începe predica de astăzi cu versetele pe care le-am citit, și anume versetul 18 și 19. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința pentru toți sfinții și pentru mine, pentru ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea o ușă de cuvânt. Amin. Gazdele mele sunt excelente, ne-ați primit foarte bine. Condiții de cazare am foarte bune. Când vorbeam odată de chemarea la odihna Domnului din Matei 11:28, spuneam că oamenii asigură condiții de odihnă, dar nimeni nu garantează odihna. Condiții, da. În noaptea care aceasta m-am trezit de multe ori, am aprins becul de multe ori, am citit de multe ori în Scriptură câte un ceas și lupta mea știți care a fost. Am primit pentru cuvântul de învățătură de astăzi îndemnul să predic de aici, din Efeseni. Mie mi se pare că nu e o predică potrivită, că n-ar avea un impact suficient pentru biserică. Și toată noaptea am căutat predici alternative. Și dimineață Domnul mi-a spus să predic de aici. Predica mea, de altfel, pare că nici nu vizează pe toți. Mă voi îndrepta cu predica către cei mai săraci, mai neînsemnați și mai disprețuiți. Asta vrea Domnul azi de la mine și vreau să mă conformez cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam, de altfel, cu o răceală agresivă m-a stăpânit, teama pe care o am eu că nu pot predica. Dimineața am văzut că nu mă pot nici ruga, am spus: Doamne, dacă vrei, lasă-mă câteva cuvinte să spun și dacă nu, facă-ți voia ta. Frații mei, Apostolul Pavel, când vorbește despre omul credincios, are câteva comparații în Scriptură cu diversi oameni. De exemplu, 1 Corinteni, capitolul 4, spunea Pavel așa: iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Pavel spune că omul credincios e un fel de administrator, manager acum în vocabularul acesta. Administratorul este un om care gospodărește și chivernisește averea altuia. Nu este el patronul, el răspunde doar. Noi suntem administratori sau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Spune în 1 Petru 4:10 că noi suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu și noi suntem ispravnici peste niște bogății nedrepte care ne le-a dat și cu ajutorul cărora noi ne facem prieteni. Spune Apostolul Pavel lui Tit că omul credincios se aseamănă cu un agricultor. 2 Timotei 2:6. Plugarul trebuie să lucreze înainte ca să culeagă roadele. Știu că această comparație nu vă onorează pe dumneavoastră, cei din Linț, de a trecem peste ea. Și în versetul 5 din 2 Timotei 2 spune că omul credincios este ca un sportiv. Că cei care se luptă la jocuri de noroc se înfrânează de la tot felul de lucruri ca să câștige o cunună. 1 Corinteni 9:26, Pavel spunea: eu alerg, dar nu ca unul care nu știe unde aleargă. Mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci un credincios e asemănat cu un ispravnic, e asemănat cu un agricultor, cu un sportiv, dar în 2 Timotei 2:3 spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă la treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Am ales comparația aceasta. Un pocăit, un credincios, îi comparat cu un ostaș. Și din albumul ăsta, numit Sfânta Scriptură, astăzi am ales două fotografii pe care să vi le prezint dumneavoastră. Le-a ales Duhul Sfânt pentru voi.
Una îl reprezintă pe un ostaș invicibil, teribil, care mărșăluiește așa triumfător. Te uiți la felul în care e îmbrăcat, mijlocul incins, încălțăminte în picioare, platoșă, coif, scut și sabie. Și Biblia îi face fotografia la omul acesta și spune așa arată un credincios. Și așa vreau să vi-l prezint astăzi în fața dumneavoastră. Dar pe când citeam cuvintele care le-am citit mai înainte, Duhul Sfânt îmi mai pune o fotografie în față. Și fotografia asta este a unui om slab, bătut, plin de cicatrici, se pare cu o privire greoaie, aruncat în temnița din Roma, pe care Domnul mi-a ajutat și am vizitat-o, o temniță mică, o peșteră hasăpată în piatră, cu un butuc mare de piatră, pe care erau fixate două lanțuri. Și lanțurile acestea îl legau pe Apostolul Pavel. Aceste două fotografii le prezint acum în fața dumneavoastră. Un soldat extraordinar de puternic, biruitor, care merge în pas de defilare, așa, face o demonstrație, o paradă militară, și un om bătut, slab, năcăjit și legat cu lanțul. Dacă ați vrea să vă afișați, să faceți o poză și dumneavoastră, pe care din oamenii aceștia i-ați alege, lângă care v-ați așeza. Dar eu când am citit în Sfânta Scriptură, am văzut un lucru curios, că de fapt e același personaj. Că soldatul acela de care vorbește Pavel, se pare că îl reprezintă pe el. El se identifică cu ceilalți în Efeseni 6 cu 12 și spune că noi, adică și el, n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, căpeteniilor, stăpânitorii întunericului, veacului acestuia. Deci Pavel era soldatul acela puternic și Pavel era întemnițatul din Roma. Fotografia instantaneu este odată făcut. Știți cum vine asta? Cum aș duce la un om să-i fac o fotografie, apăs pe buton, declanșează și când scot două fotografii, care aproape că nu seamănă una cu alta. Dar e același om, e același personaj. Pavel Apostolul spunea în 2 Corinteni capitolul 4, cu versetul 16, că în alcătuirea noastră, de fapt, noi suntem doi oameni. În 1 Tesaloniceni 5:23 vorbește de Trinitate. Și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, și Duhul, și Sufletul, și Trupul, da? Dar ca să simplifice și să ne ajute pe noi în înțelegerea Scripturii, Pavel spunea în versetul care l-am citat, 2 Corinteni 4 cu 16, că noi avem un om de afară și avem un om din lăuntru. Se pare că contrastul câteodată e foarte mare între omul de afară și omul din lăuntru. Omul de afară e fotografia pe care am arătat-o. Pavel legat cu două lanțuri ruginite, Pavel în temniță, Pavel neputincios, Pavel neîngrijit, Pavel flămând, Pavel bătut. Ăsta e omul de afară. În omul dinăuntru, Pavel este un soldat care emană autoritatea din el. Frații mei, despre acestea aș vrea să vorbesc eu astăzi. Dacă aș fi să prezint omul din lăuntru, l-aș prezenta ca ostașul acesta biruitor. Dacă ar fi să vorbesc despre ostaș, aș vorbi poate puțin de preocupările lor. Că Pavel îi spunea, nici un soldat nu se încurcă cu treburile vieții, nici un ostaș, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oastea. Știți ce îl caracterizează pe un pocăit din linț? El are preocupări legate de suflet, de Dumnezeu, de moștenirea Sfinților în lumină. Noi nu ne încurcăm cu lucrurile de astea. Și asta voia Pavel să spun. Eu am făcut armata la Timișoara prin 1980. Când am plecat de la Suceava, am plecat un tren plin de șmecheri. Mai puțin eu. Da? Cu pantaloni evazați care nu era voie să-i porți, să-i prindea poliția și-i tăie, așa era democrația. Cu părul un pic peste gulier, că nu era voie cu plete atunci. O încărcat un tren de recruți
Și ne-au dus roate de la Suceava, prin Bacău, București, Craiova, Turnul Severin, Timișoara. Am făcut eu 2 zile, am mâncat o pâine și o conservă de fasole. Asta era porția care mi-a fost dată. Și acolo un tren în compartiment, care de care să da mai mare, dar am ajuns la un moment dat la poarta unității, ne-au băgat așa într-o clădire mare și vreo 10 frizeri am numărat eu. Primul lucru, ne-au tuns zero, pe toți, ne-au tuns zero, ne-au luat hainele civile și le-au pus într-un sac, ne-au dat cu DTT-ul, era atunci, voi nu știți ce e aceea, voi știți ce e DTT-ul, și ne-au dat alt echipament. Ieșeam pe ușa acelaltă, dam mâna și spuneam, tu de unde ești? Și când col, el era în compartiment cu mine, nu mai semăna. Dar a venit comandantul și mi-a spus, măi băieți, băgați de seamă, ați intrat în armata română, vedeți porțile cele s-au închis. De acum, mintea voastră e la armată. Lăsați mândruța de acasă, lăsați meseria de acasă, lăsați călătoriile și prietenii de acasă, voi de astăzi sunteți militari, aveți alte preocupări. În momentul în care un om se pocăiește și vine la sfânta pocăință la care ne-a chemat Dumnezeu, noi ne schimbăm prioritățile, noi ne schimbăm preocupările, noi avem alte preocupări decât acelea pe care le aveam mai înainte. Cel caracterizează pe un soldat uniforma. Uniforma. Știți dumneavoastră că trecea odată un pluton de armată și un copil striga, uite mama, niște oameni îmbrăcați la fel. Noi suntem oameni îmbrăcați la fel și în sufletul nostru, dar avem o uniformă și în afară. Am citit undeva o întâmplare că un locotenent de poliție s-a îndrăgostit de o fată pocăită. Voi sunteți frumoase, culte, curate. Și cine nu și-ar dori așa o prietenă? Și i-a dat întâlnirii, s-a întâlnit în parcul din oraș și a venit locotenent, îmbrăcat locotenent cu grade. Fata a venit așa îmbrăcată ca la adunare. La prima întâlnire, la a doua întâlnire și la a treia întâlnire spune, măi, tot îmi place la tine. Dacă mă enervează ceva, baticul ăla de pe cap. Dă-l, domne, jos când vii la întâlnire. Și fata îi spune, chiar asta am vrut să-l spun și ție, ești un militar chip, ești frumos, așa mă enervează șapca aceea, cine e cu șapca la întâlnire? Și el spune, păi, dar eu sunt militar, am uniformă. Și ea spune, păi, și eu sunt militar, și eu am uniformă. Tu ții la uniforma ta, eu țin la uniforma mea, că noi ținem la decență, la bună cuvință, la smerenie. Dumnezeu să ne ajute, amin? Cel caracterizează pe un militar este uniforma. Și cel mai caracterizează pe un militar, spune eu parcă în capitolul 7, versetul 1, soarta omului pe pământ este ca unul estaș cu ziua. Adică un militar tot timpul e pregătit să meargă în misiune. Versetul 14 spunea, stați gata dar. Un pocăit e gata de misiune, e gata de viață și gata de moarte. Dacă vine solul morții să se ne ridice, trebuie să fim gata și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mi-aduc aminte odată, plecam la o lucrare, erau niște, o persoană demonizată, se manifesta așa într-un mod violent și au fost solicitați câțiva frați să meargă la o rugăciune și eu m-am dus la un frate de la noi, un frate în vârstă, foarte pocăit. Un om conservator, un om foarte, foarte credincios. Și a spus, măi, am să-l iau și pe fratele Ion cu mine să mă ajute. Și mă duc și spun, frate Ion, matale, ești un om în vârstă, te rog frumos, vină cu mine, uite, avem o persoană îndrăcită, are o manifestare. Și el spune, frate, dragul, și la asta nu merg, chiar azi nu-s pregătit. Chiar astăzi nu-s pregătit. Măi, frate, păi când suntem pregătiți? Am luat alți frați și când m-am dus acolo, am făcut o rugăciune, nici o lucrare, nici o descoperire. Am făcut a doua rugăciune. Era plină casa de proroci, de prezbiteri. Nici o lucrare, nici o deosebire. Mă uitam și eu nu eram decât șoferul. Eu eram cel mai neînsemnat. Eu i-am dus cu mașina, mi-a revenit onoarea asta să strâng niște frați. Și la un moment dat s-a ridicat un frate și a spus, măi fraților, ceva se întâmplă cu noi. Noi am venit aici într-un război, am venit într-o luptă duhovnicească. Noi am venit ca să poruncim unui duh obraznic să-l părăsească pe tânărul acesta. Dar cred că nu suntem pregătiți. Dați-mi voie să vă spun că eu n-am treabă cu soacră mea și n-am avut niciodată că nevastă mea e de la 10 de kilometri. Azi a venit soacră mea și așa m-a încertat cu ea și nici n-am apucat să încerc iertare că a venit și m-a luat cu mașina.
se ridică un frate care îl cunosc, un om sfânt. Spune, fraților, eu m-am încertat cu nevasta. Nu m-am încertat, cred că de când m-am surat niciodată. Măi, da, așa a fost de sucită și i-am spus câteva. Se ridică un altul și un altul, știți ce se întâmplă? Frații ăștia erau buni, pocăiți, aveau echipamentul, dar nu erau gata. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să fim totdeauna gata. Noi plecăm în lucrare, plecăm în misiune, nu știm dacă ne întoarcem sau nu. Până la urmă, noi ne străduim, ne luptăm, facem cât aparține de noi și câteodată nu facem. Dar așteptăm îndurarea lui Dumnezeu și El să ne desăvârșească, fraților. Am trăit în săptămâna asta o umilință pe care Domnul mi-a pregătit-o și mi-a dat-o. Și azi mă rugam și spuneam, Duhule Sfânt, m-ai umilit săptămâna asta de două ori. Am primit miercuri vizita unei familii. Ea e de la noi din adunare, o cunosc foarte bine, o cunosc de mică, de când cânta în cor, o bună cântăreață, el e dintr-un sat vecin. Și a venit nu ca să-mi ceară aprobarea, numai să mă informeze că în luna care vine, el împreună cu familia, au vreo 7 copii, îți chemați de Domnul să plece în misiune. Și a spus, fratele meu, unde te duci? Eu îl știam pe el, e un om pregătit. O terminat școala, o terminat liceul, din familie de necredincioși, o terminat Academia Militară, fost șef de promoție, are multe brevete, un om foarte instruit, a fost ales și detașat pentru războiul din Golf, a fost o participată în Iran, a fost la căștile albastre, a stat o vreme în Afganistan, mureau în dreapta și în stânga, pe el Dumnezeu l-a ocrotit, a renunțat la toate acestea, îi ordinat ca slujitor, am fost la ordinarea lui și acum spune frate Dragoș, Domnul m-a chemat împreună cu familia să mă duc în Namibia, în deșertul Kalahari, parcă. Au fost 5 luni de zile acolo și am spus, măi, cum e acolo, măi, Dinule? Ce program ai? Frate, mă trezeam la 4 dimineața și aveam program până la 12 seara, în fiecare zi, fără niciun rabat. Eu am fost militar, știu ce înseamnă asta. Și a spus, cât Dinu, eu îți pocăi, dar la amiază trag un somn. Am și dreptul că am ieșit la pensie. Și la ora 4 dimineața mă trezesc, frământ pâinea și cu câteva cuptoare, pentru că în fiecare zi trebuie să distribui pâine la oameni care n-au ce mânca. Și nevasta spune, frate Dragoș, până acum, sta la masă, nu că e un bărbat bun, așa, e atent, sta la masă și îi punem lingură, cană, spune, mai dăm o furculiță, vezi că nu, tot îi puneam așa sub nas. Acum mă duc să văd cum frământă el și coace pâine, că acasă nu a făcut niciodată treaba. Îmi spune, frate, răspunde 35 de sate acolo, am primit ajutoare și la oamenii mari le dau haine să se îmbrace, dar copiii mici nu știu să se îmbrace. Și eu cu mâna mea am îmbrăcat zeci de copii, îi eu îi spăl și îi îmbrăc. Și nevasta ea nu spunea, acasă nu a făcut așa ceva. Ei, acolo o face. Dar ce m-a umilit pe mine mai tare, m-a umilit, că am pus la telefon, am mai chemat un presbiter, mi-a spus, măi, vină până la mine, suntem de vorbă. Spus că, frate, acolo nu poți să te duci în luptă nepregătit, fără să fii gata. Eu vorbesc acum, stați gata. Nu poți să te duci fără să fii gata. Eu, frate, dar nu spunea că e un om de umilință rară. Eu îl făceam să vorbească. Măi, dar cu postul, cum e, cu rugăciunea? Frate, am postit o lună de zile în fiecare zi mâncând numai seara puțin. Că altfel n-ai cum să te lupți acolo cu duhurile. Și ziua lungeam la betoane, de dimineața până la 4 la 12. Numai noaptea mâncam puțin așa, o lună de zile. În fiecare vineri stau în poș în rugăciune de seara până dimineața. Mă plec seara pe genunchi și dimineața când răsare soarele mă ridic. Măi, așa mi-a fost de rușine de mine. Rușine tare mi-a fost. Am lecrimat acolo în casă, voiam să nu mă vadă că plâng. Spune, frate, acolo mă duc la luptă și când ne apropiem de un trib, vin toți vrăjitorii și vracii, fac vrăji și incantații și ne blesteamă pe noi. Și eu trebuie să-i arăt că Dumnezeul nostru e mai tare ca Lui. Sunt vraci, sunt vrăjitori care s-au pocăit și predică Evanghelia. Sunt în predicarea Evangheliei, sunt manifestări demonice, oameni stăpâniți de diavolul, care mă duc, îmi așez mâinile, mă rog, și Dumnezeu întotdeauna mi-a dat biruință. Îmi spunea frate Dragoș,
când te duci în lucrarea asta, n-ai voie să ai nicio breșă, n-ai voie să ai nicio spărtură, trebuie să fii protejat de Dumnezeu din toate părțile. Mă uitam la fratele prezbiter și el îmi spune, măi frate Dragoș, noi rămânem în comitet, așa greu cum e la noi, în comitet, dar rămânem aici, nu plecăm în Africa. Eu cred că este o chemare specială, că până la urmă mi-a spus, Dinule, eu când vin din Austria, merg într-un spital de boli mentale, o soră m-a solicitat că băiatul i s-a stricat de cap și acum a internat acolo. Când vin, vrei să mergi cu mine? Și el spune, frate, se întâmplă ceva ciudat. Dumnezeu nu mă folosește aici ca acolo. Mă uit la adunarea noastră o rugăciune de 3 minute și nici eu n-am chef de rugăciune mai mult ca acolo. Nu știu ce se întâmplă. Suntem prea sătui, spunea el, prea obișnuiți cu pocăința. Altui terenul, alta însoțirea Domnului de acolo. Eu am vrut numai să vă spun tuturora că un pocăit întotdeauna e gata. Și de multe ori mă uit în viața mea și m-a uitat în dimineața asta, în viața mea și a spus, Doamne, eu încă nu sunt gata. Numai Dumnezeu să se îndure de noi, frate, amin? Ca să ne facă să fim întotdeauna gata. Nu vreau să vorbesc de omul din lăuntru, să-l prezint așa ca un biruitor, ce înseamnă cingătoarea și platușa și coiful și celelalte. Aș vrea să vorbesc puțin de omul din afară, de care spunea Pavel în Galateni 4 cu 13 și 14. Știți bine că în neputința trupului meu v-am propovăduit cuvântul pentru prima dată și voi n-ați arătat nici dezgust, nici dispreț în ceea ce putea să fie pentru voi o ispită în trupul meu. Din pricină m-ați primit ca pe un înger al Domnului, ca pe însăși Domnul Hristos. Când vorbim de omul de afară, vorbim de neputința trupului. De aceea am pus aceste două poze în ziua de astăzi. Pentru că e un contrast mare. Noi îl înțelegem, unii nu îl înțeleg. Că noi suntem într-un om de afară, o găoage, un ambalaj și arătăm așa cum arătăm. Și avem puterea care o avem. Dar puterea și valoarea și succesul nostru e dat de omul dinăuntru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și Pavel prezintă ostașul ăsta grozav, dar în versetul 19 parcă spunea, al cărei sol în lanțuri sunt eu. Astăzi aș vrea să vorbesc de câteva lanțuri care ne leagă omul din afară, dar nu pot lega omul din lăuntru. De aceea am spus, mă adresez celor mai neînsemnați dintre dumneavoastră. Am numit eu lanțul statutului social pe care îl avem. Și aici aș vrea să vorbesc de starea de care vorbea Pavel, 1 Corinteni 7:21. Pentru că era primară, când Pavel predica Evanghelia, erau foarte mulți oameni care aveau statutul de robi. Ei erau robi. Numai la sărbătoare Filimon cu Onisim erau împreună. În rest, Onisim era rob și Filimon era stăpân de sclav. Ei, ăsta era sclav. Și Pavel îi spune, nu te neliniști pentru asta. Versetul 24, 1 Corinteni 7, spune, așa e învățătura mea, fiecare să rămână în starea în care a fost chemat. Versetul 21, 22 spunea, dacă poți să scapi, e bine. Fraților, noi aici, în Austria, în Linz, în România, statutul nostru social nu-i din cel mai râvnit de oameni. Nu. În vremea lui Ceaușescu eram persecutat. Mă chema șeful, deși eram un specialist în materie, că cei mai buni meseriași erau pocăiți. Și toți recunoșteau. Dar când trebuie să dea o premieră, când trebuie să dea o categorie sau să te duci la o școală, te chema șeful, spunea, știu că sunteți mai buni, dar nu sunteți membru de partid. Și membru de partid, care erau niște bețivi și niște hoți, erau promovați și pocăiți, erau ținuți așa cumva deoparte. Am avut harul să capăt trecere înaintea oamenilor, pentru că eu am fost mecanic locomotivă, spuneam, colegii mei la o tură de servici făceau un salariu, furau motorină, vindeau totul. În viața mea n-am vândut motorină de un leu.
Și când odată am fost ajuns la Pașcan, la anchetă, pentru că nu mișeau câteva kilograme, s-au făcut o comisie, au venit niște ingineri, mi-au verificat banda, mi-au verificat totul și pe când mă anchetau ei pe mine ca pe un hoț, au venit directorul mare. Și au spus, ce faci, domnul Cruitorul? Uite aici la anchetă. Păi ce anchetă? Păi nu mi iese niște motorine, era o eroare. Și el îi spune la inginer, băi, voi n-aveți de lucru, dați-i drumul la lucru, omul ăsta nu fură motorină. Domnul Cruitor, du-te acasă, domnule Matalie. Știți ce m-am bucurat? Și el îmi spune, domnule, eu ascult toate predicele tale. Am ieșit de 5 ani la pensie, am vorbit cu el, acum cu vreo lună în urmă, m-am dus în birou și iar am vorbit o oră. El e un catolic, mai catolic decât papa. Cu Biblie, domnule, cum e la voi, cum e la noi, cum e așa, cum e așa. M-au cunoscut oamenii ca un om corect. Dar nu puteam fi promovat. Tot la statutul ăla, așa. Acum, între dumneavoastră, eu promovez școala, promovez cartea, încurajez. De la noi acum avem mulți care studenți la medicină, că am spus, dacă ești român și dacă ești pocăit, nu trebuie să mături păr de câine în toată Europa. Că noi vom fi cap și nu coadă. Dar mai ales aceia în vârstă, care n-am avut posibilitatea, am rămas acolo mai jos. Avem o meserie care o avem, lucrăm pe șantier, tencuim, cărăm saci cu nisip, strigă șeful la noi, strigă patronul la noi, poate măturăm scările, poate acasă dăm cu aspiratorul. Astea sunt lanțurile statutului social. Asta e pentru omul de afară. Și pe mine când m-a enervat șeful, băi pocăitule, ia mătru în atelier. Și eu luam și măturam în atelier și știi ce mă gândeam? Eu mătru în atelier, dar voi nu mă cunoașteți. Eu am o cetate care are străzile de aur. Eu am o cetate și într-o zi picioarele astea mele, trupul ăsta va fi îmbrăcat cu un trup de slavă și voi intra pe porțile de aur al Ierusalimului. Ăsta e statutul nostru. În omul de afară, da, măturăm și muncim pe șantier. Suntem șoferi, suntem ce suntem. Dar omul din lăuntru suntem bogați, frate. Nu suntem robi, dar dacă vreți suntem robi a lui Hristos, care îi onoram, dar suntem copii de Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii a lui Dumnezeu. Și suntem, prea iubitul, acum suntem copii. Ce va fi nu s-a arătat, dar când va veni El, îl vom vedea așa cum este și vom fi ca El. Slăvit să fie Domnul! Mai puteți îndura un pic jucnirile de aici? Mai puteți un pic răbda? Mai puteți accepta statutul ăsta care îl aveți? Știind că, de fapt, noi suntem moștenitori, suntem copii al lui Dumnezeu. Odată strigat un băiat la tatu, tata, oprește soarele asupra Gabaonului. Tata, oprește luna asupra văie Aialonului. Ce soarele și luna s-au oprit. Că Dumnezeu e Tatăl nostru, amin? A, lumea nu ne cunoaște, nu l-o cunoscut nici pe el. Mi-aduc aminte prin anii 80, cred că, 79, lucram în regionala Căi Ferate Brașov, s-au întâmplat niște acte indisciplină, niște accidente mortale și au fost trimis de la București un mare șef și numit director general la Brașov. Și omul ăsta s-a îmbrăcat așa modest, s-a dus în prima gară de undeva de lângă Brașov, unde era mare de bandadă. Ăia jucau cărțele, fumau în birou, împiegatul în mișcare, picioarele pe masă. Trenul era în gară, el nu i-a dat drumul, navetiștii stăteau acolo întârziu la lucru. Și omul ăsta se duce și bate la ușă, se spune, nu vă spărați, tovarășul împiegat, dar de ce stă trenul ăsta, că uite, ar trebui să plece. El spune, ieși băi afară, mă, cine ești tu, băi? Băi, l-a dat afară, ăsta o mai vrut să insiste. Și spuneau colegii mei că erau navetiști. O ieșit împiegatul în mișcare, l-a luat de l-a scos afară, cine ești dumitale? Și el spune, a, cine sunt eu? Scoate, sunt directorul general, neac și nu știu cum. Să trăiți doar și directorul târziu, în 5 minute luat afară și-o adus alt impiegat de mișcare. Ei, cam așa suntem noi. Noi suntem așa, lucrăm cumva sub acoperire. Lucrăm prin șantiere, lucrăm șoferi, lucrăm la curățenie, lucrăm într-un spital, dar noi de fapt suntem copii de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Ne bucură statutul ăsta. Vă încurajează predica de astăzi, că mi-a spus Domnul, spune celor năcăjiți că eu îi văd, îi știu și că sunt ai mei. Vorbind de statutul social, spunea că vorbesc de sărăcie.
în 2 Corinteni 6 cu 10, spunea ca niște săraci, măcar că îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic, măcar că stăpânim toate lucrurile. Fraților, noi nu suntem săraci. A, că avem credit în bancă, asta e altă poveste. Trupul de afară, poza aia lui Pavel legat cu lanțuri, ăsta e omul de afară. Dar înăuntru nostru, pentru noi Dumnezeu are comori neîncepute. Dumnezeu pentru noi dă neamuri, dă popoare pentru noi, pentru viața noastră. Ieremia 29:11, știu gândurile care le am față de voi, gânduri de pace și nu nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ăștia suntem noi, pocăițe. A, că suntem afară sărați, că stăm cu chirie, că ne numărăm banii, că ne dăm la copil la școală. Da, asta o avem, asta e omul de afară. Dar știm că cei afară va trece. Lumea cu tot ce este pe ea va arde, dar noi avem niște bogății, frate, noi suntem bogați, să noi îmbogățim pe mulți. Dumnezeu să ne dea nădejdea aceasta, amin? Și vorbim de statutul acesta social, ca niște necunoscuți, spunea Pavel în același 2 Corinteni 6 cu versetul 9, 10, 11, ca măcar că suntem bine cunoscuți, ca niște anonimi. Eu nu sunt cancelarul Austriei, nu sunt eu, nici prim-ministru. Am limitările mele, spunea Dumnezeu în cartea Iov, ai pus niște hotare care nu pot fi călcate. Eu dacă vrea să mă duc acum la Trump sau cum îl cheamă pe el, sau la Putin, nu voi ajunge niciodată. Eram odată cu trenul ajuns în gara de nord, mecanicul colegul era tot pocăit și vine un moș îmbrăcat așa mai urât, se uită la noi, ne salută, dar eu n-am de lucru, spun, moșule, de ce faci în București? De el spune, mă duc până la Constantinescu, la președinte. Dar ce, am să-i spun ceva? Nu mai ajung la Constantinescu. Noi avem hotarele noastre, limitările noastre, suntem niște anonimi, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Omul de afară e necunoscut. Dar omul dinăuntru îi bine cunoscut, fraților. Dumnezeu să ne dea pocăință în privința aceasta. Pentru că ăsta e statutul nostru. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Eu m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, după meritele mele, nu merit să ajung în rai. Și acum o spun deschis. Atâtea ispite, atâtea lupte, atâtea gânduri, atâtea înfrângeri, atâtea căderi. Dar și dorință de pocăință. Și dorință de viață sfântă, și că nu mai am argumente pentru căderile mele, îi spun Domnului un singur lucru, Doamne, știi că te iubesc, știi că te iubesc, Doamne. Și m-am rugat Domnului, dacă ai să mă învrănicești, să ajung odată la tine acasă, am o dorință. Plângea odată Ilie la gura peșterii, Doamne, am rămas singur, vor să-mi iei viața, și Domnul îi spune, Ilie, mai am încă 7.000 de bărbați. Atât am frământat pe mine lista asta cu necunoscuții de atunci, cu anonimii de atunci. Și m-a rugat Domnul, așa copilărește, m-a rugat, Doamne, când am să ajung în cer, lasă-mă să dau mâna cu oamenii ăștia. Voi n-aveți cântări despre cei 7.000, nici predici mari nu putem face, nici poezii nu putem recita. Cine sunt cei 7.000? Câți mulți? Niște anonimi. Niște necunoscuți, niște oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și a lui Izabela, a cărei gură nu l-a sărutat pe Baal, îi știe Dumnezeu. Noi acum suntem necunoscuți, dar Ioan a avut o viziune în Patmos, s-a spus că pe o piatră albă vom purta un nume. Doriți întâlnirea aceasta? Mai acceptați statutul ăsta social care îl aveți, câteodată sărați, câteodată disprețuiți, ca niște anonimi trăim aici în Linz și în Austria, dar noi avem dublă cetățenie. Voi sunteți și cetățenii austriești sau români, dar suntem cetățeni ai cerului, oameni din casa lui Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu ne va chema acasă, atunci se va vedea cine suntem noi. Vorbim de lanțurile acestea, Pavel spunea, al cărei sol în lanțuri sunt. Și iar mă uit la militarul ăla puternic, și iar mă uit la Pavel din temniță, și am găsit un al doilea lanț, l-am numit eu neputințele noastre fizice, hotare. Suntem din pământ făcuți, fraților.
Oricât de puternici am fi noi, ca iarba, ca un abur, ca o strajă de noapte, ca un sunet, ca un zbor și multe alte comparații, atâta suntem noi. Am văzut oameni sportivi de performanță, oameni mari, au murit, s-au dus, nu sunt. Avem limitările noastre, suntem legați în lanțurile acestei neputinți fizice. Și am numit eu boala și oamenii lui Dumnezeu au fost bolnavi. Atâta m-am gândit, oare cum arăta Pavel că spunea, voi aveați o pricină în mine de ispitire în trupul meu. Ați fi putut arăta dezgust sau dispreț, dar n-ați făcut-o, galateni, că ați fost pocăiți. Vorbește de un țepuș în carne, de un sol al satanei care să-l pămuiască. Oare cum arăta Pavel? Unii spun că avea probleme cu ochii. M-am gândit mult, Timotei, om de mare anvegură, trebuia să slujească, îl durea mereu stomacul, măi, și Dumnezeu nu l-a vindecat. Petrofin l-a lăsat bolnav la Milet, spune Marele Pavel, care a înviat și mort, Petrofin l-a lăsat bolnav la Milet. De ce toate aceste lucruri? Frații mei, avem și lanțul acesta al neputințelor noastre trupești, dar omul din lăuntru nu-i legat. Omul din lăuntru e slobod, omul din lăuntru zburdă, dacă vreți, în timp ce omul de afară îi imperfuzi. Omul de afară fuge la doctor, omul de afară are girofarele venite pe casa scărilor, dar omul din lăuntru suntem sănătoși. Să ne ferească Dumnezeu să nu fim invers, tari în afară și bolnavi pe dinăuntru. Dar nu vorbesc de lucrul acesta. Vorbesc că este lanțul neputințelor fizice. Asta se cheamă boală. Și am întâlnit oameni bolnavi care aveau în ei autoritatea lui Dumnezeu. Citeam în cartea Mesagerul 50.000 de un anume frate din Rusia, care avea peste el dar de vindecare, dar el însă era bolnav. Și veneau frații să se roage, spuneau cu frații, îl ajutau, se rugau, îl ridicau, el își întindea mâinile peste bolnav, se vindecau și se așeza înapoi bolnav în pat. Eu am cunoscut un astfel de om în Brașov, era bolnav, poate îl știți dumneavoastră, fratele Peter Ziller, dacă îl mai știți, era un proroc al Domnului, un bun predicator, cu o mare autoritate. Eu eram în adunarea din Brașov, când predica, el s-a oprit și a spus, de pe a șasea bancă, sora a doua de acolo are cancer la gât. Domnul, acum o vindică. Și n-au fost povești că la o săptămână a venit femeia aceea, era dintr-un sat, a spus, am avut cancer la gât și Dumnezeu m-a vindecat. Dar omul ăsta era neputincios, era paralizat, greu să stuie la amvon, dar el, emana din el viață, sănătate și vindecare, că avea darul lui Dumnezeu. Dacă omul de afară se trece, omul din lăuntru se înnoiește. Avem lanțurile astea a neputințelor noastre fizice și ne ține așa legat. Am numit boală, am numit defecte fizice, handicapuri. Eu atâta m-am gândit când vorbeam de trimiterea în lucrare, eram la o conferință cu tineri și spuneam câteva piedici care le pun unii că nu vor să plece în lucrare. Și aminteam de Moise. Moise era gângav. Și eu am un defect în vorbire, sunt un pic șepelit, știu, nu mă corecta de acum, că n-am cum. Când am fost prima dată la Elim Timișoara să predic, era duminică seara, adunare, arhii plină, fratele Mitică Moț, văzând că mă răpăd, așa ca moldoveni la vorbă, se apropie de mine și spune, frate Dragoș, am o rugăminte, aici vorbești un pic mai rar, știi? Și eu spun, frate Mitică, spune o poveste. În Rădăuț, în Vicovul de Sus, era fratele Răuț Vasile. O enciclopedie, domnule, un om care predica 6-7 ori numai din Scriptură. Un monument, dacă vreți. Un om al lui Dumnezeu, puternic, tare, rar am întâlnit predicator ca el. Dar era bâlbâit. Trebuia să stai așa atent la ce predică. Și eram când predica la Sfântul Ilie și o predicat și 5 minute n-am înțeles nimica. Și la un moment dat el se oprește și spune... M-a rugat fratele Șerban să nu mă bâlbâi. Și am încercat, dar mă bâlbâi mai tare. Când îi spun asta la fratele Mitic, el îmi spune, nu mai încerca nimic la noi. Vorbește așa cum ți-i vorba. Eu am un defect, dar tot mai înțelegesc câte ceva. Am fost în Italia și în timp ce mergeam pe mașină, fără să mănânc, fără să vorbesc, fără nimic, mi-a căzut un dinte pus.
Și când am ajuns acolo, am spus fraților, până acum nu puteam spune 3 litri, acum nu pot 5, spune, ce fac? Pot să predic așa? Și că vorbește, cum fi noi mai atenți. M-am gândit la Moise. Gândam. Și Moise spune, Doamne, dar nu pot vorbi, n-am vorbire deslușită. Și Dumnezeu spune, nu-i problemă, uite fratele tău. Dar nu putea Dumnezeu să-l vindece pe Moise? Atâta mi-am bătut capul cu astea și altele care nu-l înțeleg. Și spune el pe Aron, tu spune lui fratul că el e frate cu tine și te înțelege și el a să spună poporul. Vedeți, neputințe ale noastre fizice, ori boală, ori un handicap fizic, dar Dumnezeu nu se împiedică în astea. O, cât n-aș da eu să fiu credincios ca Moise? Că spune că a fost credincios lui Dumnezeu în toată casa. Și Dumnezeu a vorbit cu Moise gură către gură, că îi spunea lui Maria, eu când mă descoper unui proroc, îi vorbesc prin vise, prin vedenie. Nu, nu fac așa cu Moise, lui vorbesc gură către gură. Și Moise vorbea rău. Nu vă lăsați amăgiți de diavol, eu nu pot sluji. Eu nu am voce bună, eu n-am dicție, eu n-am o înfățișare plăcută, nu, nu, nu. Astea sunt omul de afară, dar omul de înăuntru, noi suntem frumoși, noi suntem sănătoși. Duce nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia și Ahia era orb. Noi am avut în adunare un proroc orb care nu știa carte, prorocea numai din Scriptură. Și avea Domnul niște lucrări extraordinare. Când eram eu copil mic, era exact ca prorocul Ahia. Întindea mâna și prorocea exact după cuvântul Domnului. Ce Dumnezeu nu-l putea vindeca pe Ahia să îl vadă când vine prefăcuta de nevasta lui Ieroboam, dar n-a făcut-o. Cu handicapurile noastre, cu neputințele noastre fizice, noi îl putem sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să facem, amin? Vorbim de lanțurile acestea ale neputințelor noastre fizice. Vorbim de boală, vorbim de anumite defecte și vorbim de bătrâneță. Oricât ar fi un om de puternic când bătrânește, și am constatat, noi joi am avut un frate cu mari recomandări, de fapt el însuși s-a recomandat. Și-a venit, a spus că mă cunoaște pe mine și-a venit la adunare. Domnule, a făcut o introducere, mănâncă o scoboare foc din cer. S-a pierdut și concluzia mea a fost om bătrânit și nu-și dă seama. Despre Efraim se spune așa, Efraim îi bătrânește și nu-și dă seama. Există neputința asta a bătrâneților, îi trupul nostru purtăm, mânca de moli, mânca de boală, dar în omul din lăuntru noi ne înnoim din zi în zi și suntem tot mai tari. Slăviți să fie Domnul, amin? Pavel spunea, eu sunt militarul acela. Noi nu avem de luptat cu carnea, uite cum suntem noi. Dar Pavel spunea, eu acum sunt în lanțuri, sunt sol al Evangheliei, dar legat în lanțuri. Două fotografii, omul de afară, omul din lăuntru. Lanțul statutului nostru social, îl mai ducem, îl mai acceptăm. Că nu n-o mai avea mult de dus, n-o mai fi mult ținta ironiilor și a batjocurii. Să duc mamele noastre să nască la spital și le ocăresc toți. Și să duc românii în linț ca să închirieze un apartament și îl întreabă câți copii ai și nu vor să-i dea apartament. Dar nu mai duce mult statutul ăsta, că vine Domnul, fraților. Și apoi scăpăm de acestea. Dumnezeu să pună noi nădejdea aceasta. Amin. Și apoi când vorbim de lanțurile acestea, mai numit eu unul, lanțurile privațiunii de libertate, temniță. Fratele ăsta spunea, măi, la colul în Calahare, ce avem noi, o muncă epuizantă, luptă cu duhuri, luptă, dar nu avem prigoană. Un frate proroc se apropie de mine și i-a trimis cineva un videoclip, nu știu dacă l-ați văzut, cu un misionar din India, care a distribuit Biblie și i-a tăiat mâinile. El arăta acolo fără mâini și mâinile aruncate, așa, amândouă mâini aruncate jos. Am spus, Doamne Iisuse, cu omul ăsta m-a întâlnit eu în cer. De multe ori spun că mi-e rușine. Eu odată mă întrebam, oare în rai o să fie sentimentul de rușine? Așa m-am gândit. Că dacă va fi rușine și în rai, o să mă vedeți numai cu capul în jos mergând. Punându-mă alături de sfinți, alături de apostoli, alături de bunicii mei care spuneam vineri, condamnați la Cernăuți pe 25 de ani,
alături de misionari ăștia care lucrează de la 4 dimineața până la 12 noaptea, alături de omul ăsta căruia i s-a tăiat mâinii cu împărțit Biblie, am să fiu și eu mare predicator, dragul scriitor. N-am să stau eu cu capul în jos, oare? Sper să nu fie rușine acolo. Sper că Dumnezeu să ne ierte de toate comoditățile noastre care le dovedim în slujire. Și Dumnezeu să ne dea putere, amin? Privat de libertate. Uitați-vă, vorbeam parcă vineri de Apostolul Petru. Mâinii tai capul lui Petru, lui Ioan i-o tăia capul. Un bărbat tânăr, 28 de ani, arată istoria, i-o tăiat capul. Și acum Irod se bucură, îi aplauda de norod. Mâinii tai capul lui Petru. Legat cu două lanțuri din ostaș, patru cete, câte patru ostași, porți ferecate, Petru știi ce face? Doarme. Să spuneam eu bine, dar doarme nu se face. Că vine îngerul și dă una în coastă, scoală, băi, Petru, hai, am venit, ăla buimac de somn, ești afară, nu știe. Câtă liniște avea omul ăsta, câtă pace. Mai mâni-mi tai capul, nu-i problemă, eu mă duc acasă la Domnul. Privat de libertate. Dacă vreți, hai în Fapte 16 să mergem în Filip acolo. Merge în urma unei vederi, eu mult m-am gândit. Nu intră la Misia, nu se oprește la Bitinia, coboară în Macedonia. Le-a făcut un om semn cu mâna și când ajunge acolo, intră în pușcărie. O rupt hainele de pe ei, i-o bătut cu nuiele, i-o pus în temniță, legate picioarele în butuci și vine Biblia. Eu mă gândeam, dacă eram cu Sila, îi spuneam, Pavel, sigur lucrarea a fost de la Domnul? Ceea ce ai văzut tu, vedenia, de asta ne-a dus Domnul aici? Poate mă îndoiam. Dar Biblia spune că pe la miezul nopții, Pavel și Sila, ce făceau? Cântau cântări de laudă. Să binecuvinteze Domnul cântăreță. Amin. Cântați cântări de laudă, puteți cânta? Știți ce ei, din Psalmul 137, nu mai puteau cânta. Cântarea aduce biruință și cântarea aduce bucurie. Biruitorii noștri cereau bucurie și ziceau, cântați-ne de cântările Sionului. Știți că bucurie aduce cântarea Sionului? Cântarea în cor, mie îmi place, v-am spus rândul trecut, îmi place cântarea în cor. Avem și noi formații, nu ca voi, mai mici, proporții mai mici, dar le avem și cântăm. Știți cum se înviorează adunarea? Știți cum bucurie vine prin Duhul Sfânt la cântările noastre? Dumnezeu să ne dea voce și inimă, amin? Și apoi spuneam că Pavel și Sila cântau cântări de laudă pe la miezul nopții. Ăștia nu erau oameni, ăștia n-aveau carne. Parcă s-au detașat de omul de afară. Omul de afară închinge, îi legat acolo și omul din lăuntru cântă și se bucură. Tot la privarea de libertate am numit eu și prigoanele. I-au izgonit din cetate și de prigoană mai putem și noi vorbi, dar foarte puțin. Și aici mi-e rușine. Părinții noștri au stat ani de zile în pușcărie. Unii au murit acolo în pușcărie. Eu am suferit așa de puțin pentru Domnul. Când mi-a tras un opal, mă țin minte și mă laud în predici. Când mi-a spart unul cauciuc, când m-am dus după evangelizare, toți cauciucurile erau pe geantă. Iar mă laud că am suferit pentru Domnul. Dar au venit frații, mi-au dus camere, au schimbat tot. Eu am stat la masă până mi-au schimbat tăia roțele. Și iar a fost o mare suferință. Cât am suferit noi pentru Domnul? Alții au suferit foarte mult pentru Domnul. Și mai am un gând și închei. Tot la privarea de libertate am pus eu legături de căsătorie. Astea le avem mai des printre noi. Că într-o familie de ortodoxi, nevasta se pocăiește și bărbatul vrea să-i taie capul. Bărbatul o scoate de acasă și Pavel spune, dacă cel necredincios vrea să trăiască înainte să trăiască, și aici în familie noastră s-au născut martiri. În familiile noastre s-au născut eroi. 1 Petru 3:1, tot astfel și voi, nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri, ca dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câștigate fără cuvânt, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dacă sunt aici neveste care au bărbați nepocăiți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acceptați lucrul ăsta, cred că spuneam rândul trecut, o mătușă de-a mea, suntem mai la vale de mine cu vreo 3 case, s-o pocăit după căsătorie și bărbatul ei nu s-o pocăit, rău, bețiv, bătăuș, venea, făcea scandal și ea s-a rugat pentru bărbatul ei 60 de ani. Și după 60 de ani, un cheșul Vladimir a intrat în apa botezului. Noi duminică am stat în adunare dimineață până seara, cu toată adunarea, o zi de post. Și omul ăsta, la 80 și ceva de ani, sta în post cu noi pe banca adunării. Merge cu mătușa, cu Bibliile în mână.
mai răbdați, mai suferiți și Dumnezeu să vă ajute. Am întâlnit frați care au avut nevestele nepocăite, fratele Lupan de la Roma, Botoșani, venea la noi și povestea, m-a bătut, dorm afară în grajd, m-a opărit, o aruncat cu apă după mine. Și omul ăsta, veteran de război, a venit la noi și a predicat pentru ultima dată, era bătrân. Și a spus, fraților, cred că vin pentru ultima dată la voi. Am venit să vă spun numai că nevasta mea, după 40 și ceva de ani, s-a pocăit, o lua botezul și mă primește în casă și suntem familie. Și de atunci omul ăsta nu a mai venit la noi. Vedeți? Sunt lanțurile astea ale neputinței, legat de libertatea aceasta, nu putem beneficia, dar asta e omul de afară. Pavel spunea, sunt legat în lanțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu e legat. Am vrut în ziua de azi să vă arăt diferența, doar și închei predica, între omul de afară și omul din lăuntru, între un Pavel aruncat în temnița din Roma, cu lanțuri pe mâini, lanțuri grele și ruginite, și un Pavel care defilează ca un ostaș biruitor. Și vreau să vă spun, m-am întrebat de multe ori, de ce Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea? Credeți că nu m-am întrebat? De ce, domnule, un bărbat rău, chiar pocăit, își maltratează nevastă, trăiește rău cu ea, o persecută, și ea se îmbolnăvește de cancer recent. Și el începe să plângă, bă, eu trebuia să am cancer, nu nevastă mea, că e o sfântă. Nu înțeleg, nu știu. Dar eu știu că, că suferința este o metodă de desăvârșire. Că ai un statut social mai de jos, mai disprețuit, că ești mai sărac, ești mai necunoscută. E un fel al lui Dumnezeu ca să ne ține pocăiți. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm, frate. Pentru că spunea, Evrei 2:10, se cuvenea dar ca același prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la desăvârșire, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Hristos a suferit, apostolul a suferit, suferim și noi. Nu disprețuiți suferința, acceptați-o. Ea este doar în omul de afară, în omul de lăuntru suntem tari și puternici. Romani 8:18. Eu socotesc, fraților, că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. 2 Corinteni 4:17. Suferințele de acum sunt ca o trambulină. Noi sărim acum, trăim în suferință și El ne proiectează în slavă veșnică. Să ne ajute Domnul. Mult nu mai este, fraților. Duhul Sfânt strigă prin toate adunările că va veni o vreme care se va schimba, ceva greutăți și probleme, ceva încercări peste Biserica Domnului, dar vine vremea și foarte aproape să ne întâlnim cu Domnul. Atunci vom scăpa de lanțurile astea care ne leagă în omul de afară, de statutul social modest, de neputințele noastre fizice, de privarea de libertate care o avem și atunci vom fi totdeauna cu Domnul. Să ne ajute Domnul să fim pregătiți. Aș fi vrut ca predica mea să fie o încurajare, să fie o mângâiere, să mă adresez acelor care rabdă, care suferă și să le spun că în scurtă vreme vor primi răsplătirea. Amin. Amin.